Eu vreau să fac voluntariat, deoarece vreau ca să mă dezvolt personal și să cunosc persoane noi. Nu vreau să facem noi prieteni pentru a ajuta, pentru o cauză nobilă. Pentru mine voluntariatul reprezintă experiențe noi și implicare. Voluntariatul mă ajută să lucrez în echipă și să îmi dezvolt aptitudinile profesionale și personale. Te descoperi pe tine. Flirt, prieteni noi și oportunități. Că sunt voluntară Siris din 2012 și am început să mă implic în asociație pentru că îmi doream să am parte de ceva nou în viața mea. Iar asociația părea să-mi ofere exact ceea ce îmi doream, călătorii, oameni noi și frumoși și interesanți în același timp. Și chiar am observat de-a lungul timpului că a fost totul așa cum a părut să fie inițial. Hello guys! We're in Oludenis and here it's such an amazing beach, so feel the festival! Feel the festival! Sunt Dragoș Andrei Preotescu, sunt voluntar la serii și te invit și pe tine să vii alături de noi pentru a experimenta noile tendințe în ceea ce privește educația non-formală, pentru a întâlni oameni faini și, de ce nu, pentru a călători. We are in the last day in the project Sweat Your Life Yet. We are in the Slovenia Mountains and we are going to Velika Planina. And after that we are living in Albania. So the great team of Super Youth Assyris is gonna take the challenge of Albanian views. Since 2 weeks ago, we finished our project and now we met our friend Volcano, who has been in Târgu Frumos. Hello ladies and gentlemen, my name is Volkan from Turkey, and by the way I know some Romanian song. If you want, I will sing a song now. My name is Chobanash. But impossible, we can do together. Okay. One, two, three. Chobanash. You told me that you love Târgu Frumos. Why? I love Târgu Frumos because when I was there, I felt my home, my country, my city, because Târgu Frumos people, the local people, were so friendly for me, also with my team, and we went to go a lot of church, school, park, and also we met the new friends. And as I told you, I felt I am at my country. That's why maybe I love so much Târgu Frumos. Suntem în Lisabona, e o zi grozavă și explorăm orașul. Ne îndreptăm cu pași repezi către destinația noastră finală, Beja, locul unde vom participa la proiectul Assyris pe nume Culture Mixture. Pentru tine. Am fost super. Acum o să vedeți și participanta care pleacă, vă pup. Te întreb de ce să fii voluntar super tineri Assyris? Pentru că te dezvolți personal, îți faci o grămadă de prieteni și călătorești. Ca mine, sunt pe malul Mării Mediterane, în Mula, Turcia. De asemenea, îți creezi alte oportunități. Eu, spre exemplu, cu acest proiect, am primit oportunitatea de a pleca în Lituania cu un IVS. Deci, implică-te!